Acea sinteză, la fel de bine cunoscută, Bucovina istorică în Nares, Bucovina descriere istorică, apărută în anul 1998, semnată de un colectiv de autori coordonat de domnul profesor Codușan. De asemenea, un volum de documente cu scurte comentarii pe care îl semnează actualul decan al Facultății de Istorie, Vladimir Star, a oferit cu Dejarnici la Bucovini, cu Spola, dar cu Cucevici. Este un volum în care sunt publicate numeroase documente și memorii din perspectiva Bucovina și din Galiția, privitoare la evenimentele din Bucovina în timpul primului război mondial și în anii imediat următori. Este o lucrare care prevește destul de unilateral evenimentele respective, ignorând pozițiile celorlalte grupuri etnice. Ca atare, putem constata că în pofida evoluției pe care am înregistrat-o toate istoriografiile Bucovinei de la 1918 până în prezent, încă nu avem studii destul de sintetice și obiective în ceea ce privește unirea Bucovinei, fiindcă de fiecare dată tabloul pe care îl prezintă una sau cealaltă istoriografie este unul fragmentat, care nu întotdeauna ține cont de toate evenimentele, de toate acțiunile, de toate demersurile și de felul în care au evoluat lucrurile în toamna anului 1918. Vreau să subliniez în final însă că niciuna dintre istoriografii, fie germană, evreiască sau ucraineană, n-a pus în discuție legalitatea actului unirii și constatarea lui la conferința de pace de la Paris în anul 1918. Vă mulțumesc pentru atenție.